Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit! Mă numesc Zero Davila, iar pentru ziua de astăzi vom continua cu partea 8-a din seria BusyBox. Prima comandă va fi GetTTY. GetTTY e o comandă folosită la gestionarea terminalelor fizice, cât și cele virtuale. De obicei e folosită mai mult în distribuțiile de Linux, care sunt doar miezul, deci care nu au interfață grafică și ești lăsat direct într-un terminal și nimic mai mult. GetTTY deschide un port TTY, oferă un prompt pentru username și invocă comanda /bin/login. De obicei e invocată de init/opt. Cum următoarea comandă e grep, dar vom sări peste grep pentru că e comanda de bază a lui egrep și fgrep, care le-am acoperit în episodul anterior. Deci cred că știți despre ce e vorba. Vom trece la comanda groups. Comanda groups primește numele unui utilizator ca argument și apoi afișează în ce grupuri se află utilizatorul. În caz că niciun utilizator nu a fost specificat după comandă, programul va afișa grupurile în care se află utilizatorul curent, deci cel care a executat comanda. Comanda gunzip e una dintre derivatele lui gzip și e folosită la decompresia arhivelor de tip .jz, -jz, .z, -z sau underscore z, indiferent de capitalizare, adică dacă sunt majuscule sau nu. Gunzip mai recunoaște și extensiile speciale .tjz și .taz, ca scurtături pentru .tar.jz și .tar.z. Gunzip poate decomprima arhive create cu programele JZip, Zip Compress, Compress Hash sau Pack. Versiunea de BusyBox are trei opțiuni disponibile. Are opțiunea C pentru a lua conținutul fișierului arhivat și a-l afișa în standard out pentru a putea fi vizionat în terminal. Opțiunea F pentru a forța decompresia în caz că nu recunoaște formatul și refuză să-l expandeze. Și opțiunea T pentru a testa integritatea fișierelor. Deci, de obicei, Gunzip recunoaște o arhivă .z cu probleme. Am ajuns la comanda gzip, care e comanda de bază. Deci să trecem la gzip, busybox gzip help. Gzip e comanda utilizată pentru comprimarea și decompresia fișierelor. Gzip reduce mărimea fișierelor oferite ca argumente și face acest lucru utilizând algoritmul LempelZ-Welch, cunoscut și ca LZ77. Fiecare fișier e înlocuit de un fișier de mărimi mai mici cu extensia .jz, reușind totuși să păstreze datele de modificări, permisiunile și deținătorii fișierelor. Dacă niciun fișier nu e menționat ca argument sau dacă numele fișierului e doar o singură linie, un minus, cum pune la opțiuni, atunci gzip va citi din standard in și va comprima în standard out. Programul e făcut să comprime doar fișierele reale, deci va ignora linkurile simbolice, iar dacă numele fișierului e prea lung, îl va scurta. Deci să zicem că avem un fișier care are mai multe părți separate de spații, ca nume, le va scurta doar pe cele mai lungi de 3 caractere și le va separa prin puncte. Și cu asta am ajuns la comanda halt. Comanda halt e o comandă care nu prea mai este folosită în ziua de astăzi, dar e păstrată în BusyBox pentru compatibilitate. Halt acum a devenit o parte din comanda shutdown în GNU Core Utils, care e comanda ce poate băga în standby mașina prin halt. Dar o mai poate restarta prin reboot și închide complet prin a scrie comanda shutdown fără opțiuni. Pentru halt din comanda shutdown, ar trebui să scriem shutdown-h-now, now fiind timpul în care o închide. Mai poate fi folosită pentru reboot folosind opțiunea R și putem chiar și oferi un delay înainte de executare, acompaniat de un mesaj care e trimis către toți utilizatorii conectați. E foarte comod dacă e un sistem Linux la care sunt mai multe persoane conectate. Putem scrie +30 în loc de now pentru a oferi 30 de minute delay și apoi între ghilimele mesajul care explică ce se va întâmpla, cum ar fi faptul că serverul va fi repornit pentru update-uri de software. Dacă omitem opțiunile H sau R, asta va face sistemul să intre în single user mode,
deci run level 1, ceea ce va întrerupe majoritatea proceselor al sistemului, dar nu va opri sistemul în întregime. Deci va permite administratorului să rămână logat ca root. Comanda head e parte din comenzile care afișează text din fișiere în standard out pentru a fi vizionat în terminal, dar head prin default, fără argumente adiționale, va afișa doar primele 10 linii de text. Dacă sunt oferite mai multe fișiere ca argumente, atunci va printa primele 10 linii din fiecare fișier plus un header care conține titlul fișierului pentru a fi fiecare identificat. Head e de obicei folosit la fișiere care încep cu un titlu și o dată pentru a vedea când au fost scrise, exemplu fișierele log pentru a vedea când a fost început logul sau alte lucruri de genul. Am ajuns la comanda hexdump, deci să trecem la hexdump. Comanda hexdump e în esență un dump ASCII, decimal, hexadecimal sau octal. Formatul ASCII e constituit practic din caractere de pe tastatură, iar dacă alegem opțiunea C mare, ne va afișa hexdump-ul alături de textul citibil în dreapta. Dump decimal înseamnă că ne va afișa output-ul în baza 10, octal în baza 8, iar hexadecimal în baza 16. Programul hexdump e un filtru care afișează conținutul fișierelor după formatul specificat în standard out și e de obicei folosit la debugging, reverse engineering, mai ales când vrem să folosim inginerie inversă pe o piesă nouă de hardware, și la analiza pachetelor pentru packet sniffing. Wireshark, de exemplu, păstrează toate datele interceptate pe rețea într-un hexdump prin default. Hai să mai luăm opțiune aici. Și cam așa ar arăta output-ul. Și cu asta am ajuns la ultima comandă pe ziua de astăzi, anume HostID, care afișează numărul de identificare al aparatului curent, al hostului. E un număr unicat bazat pe adresa IPv4 a mașinei și e reprezentat în hexadecimal. E, cu asta am terminat episodul de astăzi. Nu uitați să dați like, să vă abonați, să ne căutați pe Facebook și la www.tutorialevideo.info pentru mai mult conținut în domeniul tehnic. Vă aștept în următorul episod. Pe mine, în mod personal, mă puteți căuta la 0davila11@gmail.com. Dacă aveți întrebări sau sugestii, lăsați-le în comentarii sau din nou la www.tutorialevideo.info. Vă mulțumesc pentru vizionare și să aveți o zi bună!